Bună seara! Jucătorii selecționate Moldovei au ajuns personaje de film. Oleg Șișkin, Ionte Stimițanu și alți componenți ai naționalei de fotbal ai anilor 90 sunt personaje din pelicula Tenis cu moldovenii, realizată în baza cărții cu același nume a scriitorului englez Tony Hawks. Subiectul filmului are ca fond fapte reale. După victoria Angliei în fața Moldovei, scor 4-0 într-un meci din preliminariile campionatului mondial 1998, Hawks a pariat cu un prieten că îi va bate pe toți titularii tricolori la tenis. Listen, this is an odd one, but I have to go to Moldova. What? This is Tony from England, who has come to play the Moldovan national football team at tennis. Cartea Tenis cu moldovenii a fost publicată în 2000. În 2009 a fost tradusă în limba română, iar în 2010 și în limba rusă. Autorul Tony Hawks a menționat mai mulți fotbaliști în cadrul operei. Este vorba de Rebeja, Fistican, Miterev, Kulibaba, Rogaciov, Stroienko, Curtianu, Kleschenko, Spânu, Romanenko, Șișkin și Testimițanu. He wants to play Oleg Șișkin at tennis? У меня нет времени заниматься вашими глупостями. Okay. It's always a good idea to have a visual picture of what your challenge is. Voi bate la tennis pe toti din echipa naționale de fotbal. Vreti să jucati cu mine. Я не говорю по-английски. What did he say? He said that he doesn't speak English. So I came and it's the challenge of trying to get the footballers to agree to play me. Very, very interesting. And it's at a time when Moldova is emerging from how to find its feet. Chiar dacă s-a vorbit în câteva limbi simultan. Nu știau decât yes, no și maybe. Când nu am simțit impedimente de comunicare. Eu nu țin minte precis în timp ce eram în Moldova, și știu că colegii mei au jucat, dar poate mi s-a propus, dar n-am găsit, dar țin minte foarte rău. Eu știu precis că au jucat cineva, îmi pare că Yuri Dmitriev a jucat, poate Stimițanu, adică cineva a jucat. A venit în engleză, ce a propus, a jucat, îmi pare că de mult asta a fost. Eu i-am spus că nici nu știu ce asta, tenis mare, nu s-a jucat. Это было давно, это было, наверное, в 96-м или в 97-м году, наверное, что-то типа такого. И как бы, да, мы играли. И проиграл ты? Да, проиграл, он хороший игрок. Он сам лично говорил, он как бы говорил тогда по-русски немножко, говорит, что с многими сыграл и должен был со всеми сыграть. Так что точно я не знаю, но со мной играл точно. Foarte bine. Ascult, I remember, believe me, I remember. Ok, gata, setul. I remember, setul. Pelicula Tenis cu moldovenii s-a filmat pe parcursul lunilor mai, iunie și iulie 2010 în Moldova, Londra, Belfast și Israel, cu participarea actorilor moldoveni. Filmul va fi lansat în primăvara lui 2012. Bugetul peliculei este de 200.000 de euro. I do not see how you will succeed. Not to risk anything is to risk everything. Belarus este favorită la casele de pariuri. Selecționata Moldovei de fotbal valorează cu aproximativ 8 milioane de euro mai puțin decât cea a Belarusului și conform specialiștilor are mai puține șanse de a învinge în meciul amical care va avea loc la 29 februarie în Turcia. 100 de lei pariați pentru Moldova îți vor aduce un câștig de 475 de lei în cazul victoriei tricolorilor. Chiar dacă nu sunt considerați favoriți, jucătorii selecționate Moldovei sunt optimiști. Obiectivul e să prestăm un joc cât mai bun și, desigur, să scoatem un rezultat pozitiv, adică să scoatem punct sau puncte. Zadacea e să grați хорошо și pozitivul rezultat și-o bun. Este important acest meci pentru că este primul meci cu antrenor nou, primul meci din acest an și sperăm să începem cu drept acest meci. Eu cred că o să jucăm și la rezultat și, în ultimul rând, să arătăm un fotbal bun și frumos. Ну, задача это одна, это выиграть эту игру, сыграть достойно и показать всем зрителям и людям, которые нас поддерживают, что Молдова еще имеет порох и может в этом году достичь более
таких результативных побед и, не знаю, выступить более достойно, чем в прошлом году. Vom juca mai mult pe contraatac. Vom miza, deci, chiar și în aceste zile de pregătiri, la trecerea, la fazele de trecere din defensivă în ofensivă, din ofensivă în defensiv, anume la fazele acestea să fim noi. Tricolorii au jucat de 6 ori cu selecționata din Belarus până acum. În 2 partide s-a impus Moldova, în alte 3 Belarus, iar un meci s-a încheiat la egalitate. Partida amicală Moldova-Belarus va avea loc miercuri 29 februarie la Antalya, Turcia, cu începere de la ora 17.